Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Explozie la Peștișan provocată de o butelie. Incendiul o anexă din Godinești. Accident pe pasarelă. O femeie în vârstă de 60 de ani a suferit arsuri la față și mâini după ce o butelie a explodat luni seara într-o anexă din satul Frâncești, comuna Peștișani. Deflagrația a fost urmată de incendiu. Vecinii femeii au fost cei care au sunat la 112. ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de o explozie datorată acumulării de gaze de la o butelie dintr-o anexă a unei locuințe din satul Frâncești, comuna Peștișani. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Tismana cu auto specială de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SAJ Gorj care au constatat că este vorba despre o victimă de sex feminin care a suferit arsuri pe suprafața corpului, aceasta fiind transportată la UPU Târgu Jiu. Ca urmare a exploziei a fost afectată bucătăria de vară, corp separat de casă. Un alt incendiu a izbucnit tot luni seara la o anexă gospodărească din satul Godinești, comuna Godinești. Din fericire, la această intervenție nu s-au înregistrat victime. La fața locului s-au deplasat pompierii care au reușit să stingă incendiul fără ca acesta să se extindă la casa de locuit. ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu la o anexă gospodărească din satul Godinești, comuna Godinești. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul gărzii de intervenție Tismana cu două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, reușind localizarea și stingerea incendiului fără ca acesta să se propage la casa de locuit. Au ars acoperișul anexei pe aproximativ 25 de metri pătrați și circa 2 tone de lemne de foc. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii incendiului. Polițiștii gorjeni au fost sesizați luni că pe podul de la pasarelă din municipiul Târgu Jiu s-a produs un accident de circulație. O persoană a fost rănită. Cercetările efectuate au relevat faptul că accidentul s-a produs pe fondul neacordării priorității de trecere unui alt autovehicul. Un echipaj rutier s-a deplasat la locul evenimentului, ocazie cu care s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani din comuna Licurici, în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii din municipiul Târgu Jiu, la intersecția cu strada 16 februarie, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 41 de ani din localitate, care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, femeia a fost rănită ușor, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Inspectorii de muncă gorjeni au depistat 3 angajatori care prestau activitate cu 3 persoane fără forme legale de angajare. Au fost aplicate 3 sancțiuni în cuantum de 30.000 de lei. Doi dintre angajatorii depistați cu munca la negru își desfășurau activitatea în Târgu Jiu și unul în Motru. 3 persoane au fost depistate săptămâna trecută de către inspectorii de muncă prestând muncă nedeclarată la 2 angajatori din municipiul Târgu Jiu și unul din municipiul Motru. 2 dintre angajatori au fost sancționați cu 20.000 de lei fiecare pentru folosirea în activitatea unor persoane fără formă legală de angajare, iar cel de-al treilea cu 10.000 de lei pentru nerespectarea programului stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial. Cuantumul amenzilor aplicate de către inspectorii de muncă, având atribut în domeniul relațiilor de muncă în intervalul 24-28 septembrie, se ridică la 65.000 de lei. Firmele care folosesc lucrători la negru riscă, pe lângă amenzi usturătoare, chiar sistarea activității. Pedeapsa aplicabilă angajatorilor poate fi, în anumite cazuri, închisoarea. Au început lucrările de restaurare a mausoleului Ecaterina Teodoroiu din piața prefecturii din Târgu Jiu. Investiția se ridică la 700.000 de lei, iar aceasta va fi finalizată până la sfârșitul anului. Potrivit viceprimarului din Târgu Jiu, Adi Tudor, dacă vremea va fi una prielnică, lucrurile ar putea fi finalizate chiar mai devreme de termen. 3 luni de zile au dat proiectanții, am încredere în ceea ce spun constructorii și echipa lor de restauratori, că dacă vremea este favorabilă, putem să discutăm de mai puțin timp. Va fi organizată și o zi a porților deschise pe șantierul restaurării, în momentul în care va fi desfăcut întreg mausoleul. Împreună cu constructorii, am stabilit ca într-una din zile să facem ziua porților deschise, atunci când mausoleul va fi desfăcut și se va putea vedea mormântul așa cum a fost el
făcut în 1921, placa de mormânt care este deasupra. Mai jos nu se va umbla în mormântul eroinei. Adrian Tudor a mai declarat că lucrările de restaurare vor fi deosebit de complexe. Se desface efectiv tot mausoleul, se reface toată structura de rezistență, se fac drenuri pentru a prelua apele pluviale de jur împrejur. Fundația sau mormântul de jur împrejur va fi îmbrăcat cu membrană hidroizolantă. Și foarte important, va fi refăcută sculptura, deci componenta artistică, care este un procedeu atât de delicat, dar și foarte costisitor. Ați văzut că foarte greu am găsit și constructori, și restauratori, și diriginți de șantier, și proiectant pentru această lucrare. Dar, având în vedere palmaresul, portofoliu pe care îl au, am încredere că lucrarea va fi dusă la bun sfârșit cu rezultatele pe care ni le dorim. Mausoleul sub care Ecaterina Teodoroiu își doarme somnul de veci este realizat de artista Milița Pătrașcu, o ucenică a lui Brâncuș, și este din travertin italian și nu a beneficiat de lucrări ample de reabilitare de peste 83 de ani. Administrația Complexului Energetic Oltenia va finaliza până la finalul acestei săptămâni raportul cu privire la condițiile sociale din subunități înainte de sosirea sezonului rece. Comisia de expertiză este condusă de Ion Rușeț. Acesta este consilierul personal al lui Sorin Elboza, managerul Complexului Energetic Oltenia. Raportul privind condițiile de la locul de muncă va fi gata până la jumătatea acestei săptămâni. Documentul va viza toate cele 10 cariere din cadrul Direcției Miniere. Ulterior va fi analizat de către directorat, care va dispune măsuri, respectiv alocarea de fonduri pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate. Liderii de sindicat și administrația Complexului Energetic Oltenia vor avea din nou în această lună o întâlnire în comisia mixtă. Este vorba de discuții care se vor axa în primul rând pe problemele sociale ale angajaților. Compania are peste 13.000 de angajați și o parte a acestora suferă de diferite probleme de sănătate. Unele dintre acestea au fost dobândite la locul de muncă. Potrivit înțelegerilor interne dintre sindicate și administrație, Complexul Energetic Oltenia acordă periodic ajutoare financiare salarioților care au nevoie de tratamente medicale. Ajutoarele se acordă și familiilor în măsura posibilităților. Primăria municipiului Târgu Jiu aduce la cunoștință cetățenilor faptul că în perioada 1-7 octombrie, premergătoare referendumului național pentru revizuirea Constituției, programul de lucru al Serviciului de Evidență Târgu Jiu va suferi modificări. Dacă în perioada 1-5 octombrie programul de lucru cu publicul va fi cel obișnuit, în weekendul în care cetățenii sunt chemați la urne, respectiv zilele de 6-7 octombrie, actele se vor primi în intervalul orar 8:30-16 și se vor elibera de la 7 la 21. Se vor lucra cu prioritate actele de identitate expirate, distruse, deteriorate, pierdute, dând astfel posibilitatea cetățenilor să-și poată exercita dreptul electoral. În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile eliberării unei cărți de identitate definitive, se va elibera o carte de identitate provizorie, document în baza căruia cetățenii își pot exercita dreptul electoral. Adrian Tudor, președintele executiv al PSD Târgu Jiu, crede că omul cel mai potrivit pentru a prelua frâiele organizației județene este Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. Tudor nici nu l-a inclus în discuție pe deputatul Mihai Weber, cel care vrea să conducă PSD Gorj în tandem cu Popescu. În opinia lui Adrian Tudor, dacă Florin Cărciumaru se va retrage de la șefia formațiunii politice, Cosmin Popescu este soluția ideală pentru conducerea PSD. Actualul viceprimar a declarat că președintele de la Consiliul Județean Gorj se bucură de un capital mare de simpatie. Varianta pe care eu aș susține-o, vorbind și cu foarte mulți colegi primari din teritoriu, dacă domnul Cărciumaru nu mai candidează și a declarat, așa cum a declarat domnia sa, cred că cel mai măsură să preia organizația este președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu. Asta văzând și susținerea pe care o are în teritoriu colegul meu, președintele Cosmin Popescu. Propunerea lui Mihai Weber, aceea ca Florin Cărciumaru să conducă organizația municipală, i s-a părut ilară lui Adrian Tudor. Cel din urmă a declarat că actualul senator a fost locomotiva PSD Gorj prea mult timp, iar rezultatele politice nu lasă loc de interpretări. Cred că nu o să scape de domnul Cărciumaru nici când o să-l propună premier al României. Văd că e așa o, nu știu, ne place să le spunem altora ce să facă. Nu ieșim să spunem ce facem noi. Hai să ieșim să spunem ce facem noi. Domnul Cărciumaru știe cel mai bine ce are de făcut. Iar
ca să înțeleagă și colegii din partid, membrii partidului și electoratul, domnul Cârciumaru are un cuvânt de spus, organizația municipală destul de greu. Totuși, avem o colaborare foarte bună. A condus această organizație, a fost incontestabil locomotiva și liderul acestei organizații și e normal să ne consultăm în permanență. Noi inventăm noi roata pentru că a inventat-o domnia sa și ne-a arătat că se pot câștiga alegeri și cu 80%. Până în acest moment nu s-a stabilit o dată certă pentru alegerile interne din PSD Gorj. La Prefectura Gorj continuă activitatea de instruire a președinților secțiilor de votare pentru referendum. Ședința este condusă de reprezentanții instituției prefectului. De asemenea, sunt prezenți specialiști din cadrul autorității electorale permanente ai Direcției de Statistică, dar și reprezentanții ai Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În județul Gorj vor fi deschise 332 de secții de votare pentru referendumul din această săptămână. Scrutinul este organizat în zilele de 6 și 7 octombrie. Se dorește ca să fie realizat cvorumul pentru a se putea respecta legislația cu privire la modificarea Constituției. Transalpina poate aduce în continuare venituri pentru proprietarii de pensiuni și cabane din stațiunea Rânca. Drumarii au luat decizia să curețe în fiecare zi șoseaua pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță. Deocamdată nu sunt obligatorii anvelopele de iarnă pentru autovehicule. Cu toate acestea, legea spune că sunt obligatorii cauciucuri de iarnă pentru toate mașinile, dacă drumul este acoperit cu gheață și cu zăpadă. Secția de drumul naționale Târgu Jiu are echipate pentru intervenția pe timp de iarnă mai multe utilaje cu lamă. De asemenea, este disponibil și material antiderapant. Transalpina se închide an de an pe 1 noiembrie. Cabanierii speră ca șoseaua să mai rămână deschisă până luna viitoare pentru a primi în continuare turiști, după cum a precizat Constantin Pănescu, președintele asociației concesionarilor din Rânca. Teatrul dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu va pune în scenă o nouă piesă, cea de-a doua a stagiunii 2018-2019, Fabrica de Impro, regizată de Andrei Stan, va fi prezentată în premieră publicului sâmbătă 6 octombrie, începând cu ora 19. Spectacolul va fi unul inedit, constituind o adevărată provocare chiar și pentru cei mai experimentați actori. Ei vor trebui să-și dovedească iscusința relaționând cu publicul și improvizând pe loc un spectacol care să aibă priză la public, fie el amuzant ori sensibil. Este al doilea spectacol de improvizație la care sunt realizator. Mă bucur că am avut această ocazie. Am întâlnit aici niște oameni foarte, foarte, foarte pricepuți, foarte spontani, foarte creativi și sper că și publicul din Târgu Jiu este la fel de creativ. Spectacolul este conceput, este făcut din mai multe momente. Un spectacol va fi făcut din 10 jocuri. 10 jocuri de improvizație, toate vor porni de la sugestia publicului. Spectacolul nu va fi niciodată la fel, fiecare reprezentație va fi diferită, pentru că vom combina astfel de jocuri, avem pregătite vreo 60, le vom combina în fiecare seară când se va juca spectacolul să fie alte jocuri și evident fiecare joc pornind de la o sugestie din public, sugestiile vor fi cât mai diferite și spectacolul va ieși o comedie, în general se râde. Piesa va fi expusă în scenă aproximativ o lună de zile. Avem nevoie și de astfel de spectacole, avem nevoie ca gama și paleta de spectacole prezentate de instituția noastră să fie cât mai bogată și cumva să încercăm să satisfacem toate nevoile, toate curiozitățile și cumva cred că este genul de spectacol, aici o să-l rog pe domnul regizor să mă corecteze, dacă nu e așa, sau pe colegii mei, este genul de spectacol care aduce oamenii în sală, care dă posibilitatea oamenilor cei care nu au fost până acum foarte des la teatru să vină, poate doar și de curiozitate, și cred că îi și oprește să devină din momentul acesta spectatorii teatrului. Spectacolul se va juca aproximativ o lună de zile în așa fel încât mai toți doritorii vor putea să intre în sala Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și să-l urmărească. Prețul unui bilet la premieră este de 30 de lei. Atât cu știrile, vă mulțumesc tuturor pentru atenție!